pulsa elétrica. Eu cu un armăsar putere. Ups. S-a agățat cățaua. Sau cățelul. Diferența e că eu respect semaforul, el nu prea. Și iată, s-a dus înainte. Eu am așteptat verdele. Și am prins momentul ăsta delicat. Mașina de aprovizionare care încalcă regulile. Banda ce e dedicat a fost deja desfințată. Am văzut că dungile erau deja negre, vopsite. Dar panoul de pe pilon arată că e bandă dedicată. Totuși, cel puțin bicicliștilor aici pe dreapta, lipit de bordură. Transportul public revine în fluxul de bază. Destul de lată banda pentru transport alternativ. Destul de comod. Dacă nu iese vreo unul de pe trotuar sau dacă nu-ți deschide o ușă în față. Dar oricum poți să mergi un pic mai îndepărtat de bordură și eviți impactul, ai unde. Că de nou transportul public se pare. În intersecție, zona periculoasă. A, și pe noi ne bagă pe trotuar. Complicat. Bine că nu sunt borduri foarte mari, dar sunt destul de ridicate. Toată lumea la grămadă. Pe lângă Palatul Justiției. Asta e că au revenit cu inscripția BAS, dar nu știu de câți ani în urmă și dacă mai e valabilă. Nu e valabilă dacă se bagă ăsta cu BMW-ul în urma autobuzului. Așa că descalic și o iau pe trotuar. Mă duc după justiție, după dreptate.